Bună ziua, Dorian Neculan de la Agenția de Presă Coinews. România este în mijlocul unui scandal uriaș cu acuzații de antisemitism provocat de un mesaj transmis doamnei Maia Morgenstern. Suspectul în acest caz a fost prins de 2 zile, iar autoritățile au adus clarificări în acest caz. Nu știm nici etnia domnului, nu știm dacă face parte dintr-o organizație extremistă. Veți cere clarificări privind acest caz în spațiul public? Să știți că eu am sesizat la Ministerul de Interne imediat situația. Am fost informat când au fost prinse persoanele respective. Este o anchetă în derulare. Sunt sigur că Ministerul de Interne va comunica public când va avea toate materialele. În cât timp? Foarte curând, eu știu deja. Am văzut cine sunt persoanele, dar lăsați-i pe ei să comunice la Ministerul de Interne. Ne puteți face un profil al domnului respectiv sau doamnei respective? Are amenințat-o pe doamna Maia Morgenstern și Teatrul Evreiesc de Stat? Deci o să vă comunice Ministerul de Interne toate detaliile.